Sute de elevi din județul Hunedoara au fost prezenți astăzi la prânz pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Aceștia au asistat la acțiunile organizate de către cadrele Marii Familii a Ministerului Afacerilor Interne din județul Hunedoara, dedicate sărbătoririi în devans a Zilei Internaționale a Copilului. Acțiunea s-a intitulat Sărbătoresc copilăria într-un mediu sigur, iar copiii, dar și adulții care i-au însoțit, au avut parte de experiențe inedite. Printre acestea se numără ascensiuni cu scara pompierilor, prezentarea armamentului polițiștilor sau familiarizarea cu tehnica de luptă a jandarmeriei. Am dorit să sărbătorim în avans, practic, o zi, Ziua Internațională a Copilului, alături de cei mai tineri membri ai comunității. De această dată ne aflăm într-o formulă extinsă împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv pe lângă polițiști avem și Direcția Generală Anticorupție, avem și pompierii, dar și jandarmii, fiecare expunându-și tehnica din dotare, o parte din specificul meseriei, dar și recomandări preventive adresate celor mici, cum să se poată feri de potențialele pericole pe care le pot întâlni în viața de zi cu zi. Bineînțeles, ne bucurăm pentru vremea frumoasă, ne bucurăm de faptul că, iată, după aproximativ 2 ani în care au fost aceste restricții datorate pandemiei, de această dată putem să ne aflăm din nou alături de copii printr-o astfel de manifestare, gen Ziua Porților Deschise, dar nu în cadrul instituției, ci de această dată am ales să venim noi în mijlocul comunității. Suntem prezenți la această activitate pentru a prezenta copiilor tehnica și dotarea jandarmilor cum ne dorim. Totodată le urăm acestora o zi liniștită, frumoasă și o creștere frumoasă, prilejuită de Ziua Internațională a Copilului. Ne bucurăm să fim astăzi aici, în mijlocul copiilor, alături de colegii noștri polițiști și jandarmi. Este un bun prilej ca și cei mici să înțeleagă că suntem de fapt o echipă. Suntem o mare familie care luptă pentru același țel, acela de a vă ști pe toți în siguranță. Astăzi, noi pompierii am venit cu o parte din tehnica noastră de intervenție, atât cât spațiul ne-a permis. Cei mici vor putea asista la demonstrațiile de acordare a primului ajutor, vor putea observa o parte din echipamentele cu care intervenim în anumite situații de urgență, iar ca și autospeciale, o să le prezentăm autospeciala de transport victime multiple și, bineînțeles, autoscara, care este preferata copiilor. Acțiunea Sărbătoresc copilăria într-un mediu sigur s-a organizat cu concursul diriguitorilor învățământului din județul Hunedoara, dar și cu implicarea autorităților publice locale și județene. Cu această ocazie, oficialitățile prezente la manifestare au transmis toate urările de bine celor mici, i-au premiat pe aceștia pentru lucrările incluse într-un concurs de desene dedicat Zilei Copilului și totodată și-au exprimat speranța că printre copiii participanți la acțiune, o parte dintre aceștia vor deveni cadre ale Ministerului Afacerilor de Interne. Și astăzi, despre un astfel de eveniment vorbim, l-am intitulat frumos Sărbătoresc copilăria într-un mediu sigur, pentru că mâine este Ziua Copilului, 1 iunie, și am dorit să le oferim copiilor noștri un eveniment cu acest prilej. Am organizat mai multe concursuri, mă bucur foarte mult că avem o participare frumoasă din partea unităților de învățământ din județ. Vor fi premiați copiii de la nivel preșcolar, primar și gimnazial. Vrem să vadă toată lumea și în special copiii, pentru că este acțiune de Ziua Copilului, de 1 iunie, să vadă ce înseamnă Ministerul Afacerilor Interne, deschiderea Ministerului și implicita instituției prefectului împreună cu colegii de la ISU, de la poliție, de la jandarmi, de la DGA, tot ce înseamnă serviciile publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, să venim în întâmpinarea copiilor, să ne cunoască, să vedem cu ce ne ocupăm, că poate și aleg și ei una din meseriile care astăzi sunt prezente aici. O acțiune foarte reușită, ei sunt viitorul acestui oraș, sunt copii tineri, dinamici și se bucură de acest eveniment. Sunt bucuros în egală măsură că și instituțiile statului participă la această acțiune și eu cred că este o acțiune reușită. Pentru că mâine este 1 iunie,
profit de această ocazie să spun copiilor la mulți ani, să crească mari, sănătoși, pentru că frumoși sunt. Cei prezenți la acțiunea Sărbătoresc copilăria într-un mediu sigur de la Deva au putut vizita și standurile de expoziții cu vânzare de produse handmade realizate de elevii din județul Hunedoara. Sumele rezultate de aici urmând a fi donate pentru cauze umanitare.